Venituri și cheltuieli ale familiei, o resursă pentru clasa 8-a în cadrul proiectului CRED. Bugetul este format din totalul veniturilor și al cheltuielilor unei persoane într-un timp determinat. Sursele de venituri ale unei familii sunt obținute de fiecare membru, indiferent de vârstă, sub formă de salarii, alocații, indemnizații, pensii, venituri din activități independente, venituri din chirii, venituri din dobânzi, etc. Obiectivele pentru cheltuieli ale unei familii sunt cheltuieli pentru alimente, îmbrăcăminte, întreținerea și dotarea locuinței, pentru automobilul familiei, cheltuieli pentru sănătate, pentru educație, dar și pentru petrecerea timpului liber, pentru socializare, pentru plata serviciilor de transport, telefonie, utilități, etc. Bugetul de familie reprezintă estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor și cheltuielilor unei familii. În funcție de raportul dintre venituri și cheltuieli, bugetul poate fi buget excedentar atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, buget echilibrat atunci când veniturile sunt aproximativ egale cu cheltuielile și buget deficitar atunci când veniturile sunt mai mici decât cheltuielile. Activitate în clasă. Realizează bugetul unei familii pentru o lună, astfel încât acesta să fie excedentar. Te poți inspira din bugetul familiei tale sau poți folosi valori fictive. Resursă elaborată în cadrul proiectului CRED.